arată foarte bine. Este într-un sens giratoriu, cu trafic intens. Lumea când stă în sens, poate liniștit să ia câteva informații de pe el. Mulțumesc, Geremedia, pentru acest bonus suplimentar pentru poziția de asistent junior. Este rezultatul a aproape 2 luni de zile de muncă. Oricum, n-aș fi reușit fără ajutorul prietenilor. Că ești atât de informat cu toate detaliile. În acest episod o să discutăm despre 3 mânării, despre o schemă Ponzi ambițioasă numită Gold River Media, peste care s-a tras cortina și șarlatanii au fugit din aproximări cu în jur de 1 milion de lei, despre o altă schemă de tip Play to Earn, în urma căreia am aflat un cont bancar pe care l-am pasat autorităților, cât și despre o escrocherie de tip phishing, prin care șarlatanii încearcă să fure conturile de YouTube ale creatorilor de conținut, folosindu-se de un truc pe atât de simplu, pe atât de isteț. În prima mărșăvie, am intrat pe fir cu 2 zile înainte să se tragă cortina și escrocii să facă cu banii, adică în urmă cu 3 săptămâni. La fel ca și următoarea țeapă despre care voi vorbi în acest clip, face parte dintr-un nou val de escrocherii identice și prin nou mă refer la recent, nici de cum la fi ceva țeapă recent elaborată și nedeslușită. Ba chiar am discutat despre astfel de mărșăvii în trecut. Este vorba despre GoldRiverMedia.cc, o schemă Ponzi care a mers pe strategie similară celei Gift of Legacy, doar că îmbunătățită. Domeniul a fost înregistrat pe 21 februarie 2023, iar pe pagina de Facebook, prima postare observăm că a fost făcută pe 29 mai. A durat, deci, câteva luni de când a fost pusă în funcțiune și până să se tragă cortina peste. Ei bine, această schemă Ponzi s-a dat drept o companie care te plătește, realistic vorbind, nesimțit de mult pentru vizionarea de trailere ale diverselor filme și seriale de la Hollywood. În timp ce există site-uri legitime care te plătesc pentru completarea diferitelor task-uri cu sume de ordinul cenților în general, ce să vezi, Gold River Media .cc, se oferea câte 2 dolari pentru fiecare trailer de film de la Hollywood urmării pe site-ul lor. Evident, vizualizările respective nu se înregistrau undeva, însă banii apăreau în cont după ce urmăreai respectivele trailere. Minunat până aici, însă doar până aici, pentru că aveai acces la doar câteva task-uri în total, putând urmări doar o mână de trailere, și în modul ăsta nu ajungeai la suma minimă de retragere, așa că erai nevoit și obligat, dacă voiai să continui mai departe, să treci la următorul nivel. Iar asta implica, evident, să bagi tu bani în schemă. Ca să ajungi de la nivel 0 la nivel 1, trebuia să plătești suma de 120 de dolari pentru a putea viziona în continuare trailere și a primi bani de pe urma lor. Ca nivel 1, plăteai șarlatanilor 120 de dolari și aveai acces în felul ăsta la 3 trailere zilnice de urmărit, deci 6 dolari făcuți pe zi. Înmulțim asta cu 26 de zile, să zicem, dintr-o lună, pentru că duminicile erau libere și nu ți ofereau trailere de urmărit, deci era păcat să câștige blegi în respectivele zile, și ajungem la 156 de dolari făcuți lună de lună, dintre care profitul ar fi fost în prima lună în jur de 40 de dolari, plus minus câțiva dolari, după ce scoatem din calcul investiția de 120 de dolari și adăugăm și banii din trailerele de la început disponibile, de la nivelul 0. Și primeai pe respectivii 40 de dolari dacă ai fost înscris printre primii intrați în escrocherie, că știți cum funcționează orice schemă Ponzi. Naivul ia banii de pe urma unui nou naiv adus în schemă, până când se formează un val mare de noi naivi intrați care să plătească și care nu știu că ei nu vor mai primi nimic, pentru că în momentul acela se pune stop schemei, moment în care nici măcar cei care urmeau să mai primească bani, persoane intrate mai de mult timp în schemă, nu vor mai primi nimic. Șarlatanii, în general stabiliți prin alte țări, de multe ori chiar și pe alte continente, ca și în cazul Gift of Legacy, făcându-se dispărți cu banii. Revenind, dacă la nivelul 1 te puteai înscrie cu suma de 120 de dolari, la nivelul 2 trebuia să plătești 440 de dolari și aveai acces la 10 task-uri zilnice, adică puteai să urmărești 10 trailere, câștigându-se astfel 20 de dolari zilnici, ori 26,
ajungem la 520 de dolari. Deci un profit de aproximativ 80 de dolari în respectiva lună, dacă aveai noroc să te înscrii cu cel puțin o lună înainte să se tragă cortina, că altfel nu mai primeai niciun ban, ci rămâneai cu 440 de dolari pierduți. Iar banii se trimiteau și primeau în, evident, cripto, prin celebra monedă folosită în escrocherii USDT, în conturile Binance. Mai mult de atât, șarlatanii din spate, pentru a extinde cât mai repede și mult schema, recurgeau la tot felul de strategie prin care să impresioneze oamenii ca aceștia să aducă în schemă prin linkuri de afiliere cât mai multe noi persoane. De exemplu, primeai comisiuni de 7 dolari la fiecare persoană adusă, care se depună minim 120 de dolari. Iar la 10 noi indivizi aduși în schema Ponzi prin linkul de afiliere, primeai de la ei 500 de dolari, drept așa zis sponsorizare, pentru a da o petrecere cu aceștia. Din păcate, niciunul nu s-a gândit că 11 persoane înscrise, ori minim 120 de dolari, înseamnă cel puțin 1320 de dolari în buzunarele șarlatanilor și că din acei bani primesc sponsorizările respective, adică tot din buzunarele lor. Acum, sponsorizările astea erau de fapt doar un combustibil care să alimenteze propagarea escrocheriei în spațiul virtual, deoarece era obligatoriu să faceți poze de la respectivele petreceri, să aveți tricouri cu logo-ul și adresa web Gold River Media, să țineți în mână, pe lângă vreun mic, un castravet murat sau o filet de pâine uscată și îmbibat în muștar și vreo pancartă, ba vreun afiș, poate chiar să trântiți și dita mai panoul publicitar cu goldrivermedia.cc pe fundal, postând respectivele poze și filmări pe social media, strânind interesul astfel din start o mulțime de prieteni virtuali ai celor 11 persoane. Pur și simplu, atmosfera era una de campanie electorală. Deci, strategia șarlatanilor e simplă. Iei bani de la blegi, le dai înapoi o parte ca să țină petreceri, iar cu partea respectivă îți vor face cea mai bună reclamă în fața o mulțime de persoane, dintre care se vor înscrie și mai mulți, care îți vor da bani și tot așa. Dacă erai un bun dar și mai capabil de a atrage mai mulți în schemă, puteai primi, pe lângă bani, și un iPad nou, precum domnul Marius din această filmare, care a reușit să aducă 20 de alți oameni care credeau că au găsit secretul succesului și că vor face și sute, poate mii de dolari cu un minim de efort de câteva minute zilnic. Trebuia totuși să rămâi consecvent în recrutarea noilor oameni, astfel se debarasau de tine pe motivul că ești egoist. Da, fix așa argumentau șarlatanii când îi scoteau din schemă pe cei care nu atrăgeau constant în schema Ponzi noi persoane. Că trebuie să recrutezi și să recrutezi, lucru de înțeles dacă te gândești la pictura de ansamblu, deoarece după prima lună, dacă ajungeai la a doua, escrocii erau nevoiți să-ți dea în continuare bani, iar dacă în prima lună, dacă de exemplu erai la nivelul 1 și profitul din cei 156 de dolari era de vreo 40, deci trebuiau să-ți dea 40 de dolari, de data asta trebuiau să-ți plătească suma integral 156 de dolari, așa că trebuia să ademenești noi oameni ca să te plătească din banii lor, oameni proaspăt intrați care trebuiau să fie la rândul lor mai mulți decât în lunile recente. Cum ademeneau alți semeni cei intrați deja în Gold River Media, pe rețelele de socializare, la locul de muncă, la pescuitoile pe câmp, lucru care chiar s-a întâmplat făcând research, am dat pe TikTok de un cioban care a deminis în schema al cioban, un fel de baltagul lui Mihail Sadoveanu, adaptat vremurilor noastre, dacă Calistrat Box ar fi avut TikTok, presupun. Iar când nu mai ai acces la oameni în jur pe care se ademiniște în schemă, ce faci? Exact, pui panoul publicitare pe garduri și în sensul giratorii. Și nu te oprești aici. Pui reclamă la schema asta Ponzi și pe casele oamenilor neajutorați la care te-ai dus cu o ciorbă caldă. Poate încerci să-i și convingi să se alăture și să iasă din impasul financiar, nu? Îi lauzi pe social media, că mai apoi să te plângi pe social media, cheți apă. Pentru că, într-un final, după ce au atras prin metodele astea o mulțime de persoane, doar în două grupuri de Telegram ce am observat 1500 de semeni, cortina s-a tras, cea mai bună parte din oameni nu au ajuns să primească vreun ban, ci să piardă individual sute de dolari, fiind cei mai noi înscriși. Cealaltă parte de oameni înscriși mai din timp a rămas cu așa zisele plăți înghețate, pe motivul că se lucrează la implementarea plății prin transferuri bancare și că fiecare înscris trebuie să plătească din nou de test încă 50 de dolari pentru a verifica că respectivele conturi sunt legitime și astfel plățile vor fi dezghețate și vor primi ei și cei 50 de dolari înapoi. O abureală de final prin care să-i stoarcă și mai mult înainte de a trage obloanele peste schema Ponzi. Iar când oamenii au început să se revolte, răspunsul a fost curt și la subiect. Fie că e o țeapă sau nu, nu au de ce cei din spatele scrucheriei să se explice. Cei din spatele scrucheriei fiind, să luăm un exemplu, o așa zis Adriana Lima, nume fictiv cu poză luată de pe net. Din păcate, blegii se găsesc la tot pasul și uneori se strâng în horă și ignoră mesajele semenilor cu conștiință de sine, care le zic că e o mânărie și să nu se bage că vor pierde banii. Micul din mână îmbibat în muștar de la sponsor, bănuiesc că nu e niciunul.
Să trecem la următoarea fără de lege, care este similară, în urma căreia, de această dată, am aflat și un cont bancar românesc, pe care, după cum am menționat la început, l-am pasat mai departe organelor abilitate, fiind posibilitatea să fie doar un paravan intermediar, în caz că șarlatanii nu suferă de o modestie intelectuală să lase chiar un cont al lor pe site-ul de scrocheriei. Deși sunt multe asemănări, asta este mai mult o găinărie low effort, nu au depus efort să o facă Ponzi, ci din start bagi bani și nu mai primești nimic, indiferent când intri în schemă. Site-urile sunt ale unor amatori care nu-și dau prea mult interesul, nici pe aproape precum cei din spatele Gold River Media. Cum te atrag în găinărie, o să primești un SMS aleatoriu, vor să fie adăugat random într-un grup de Instagram, în care conținutul text va fi similar acestora. Bună, sunt managerul de angajare Ava, vrei să faci $100, euro sau lire zilnic, doar cu telefonul mobil lucrând 2-3 ore zilnic? Ori mesajul va fi ceva de genul: bună ziua, avem nevoie de cineva care să evalueze rezervările de hotel, plătim între 200 și 5.000 de lei. Am purtat conversații cu 4 numere de telefon diferite ale șarlatanilor care întind astfel de momeli, 3 pe WhatsApp și 1 pe Telegram. De altfel, ați fost zeci de abonați care mi-a spus că ați primit mesaje similare, ba chiar culmea, un abonat a fost ademenit într-o astfel de scrocherie de un fost profesor, după spusele acestuia. Mesajele sunt în felul următor: dacă te areți interesat, îți vor spune să relași câteva detalii despre tine, nume, vârstă, sex, ocupație și număr de WhatsApp. Discuția având loc pe WhatsApp. Apoi să continuăm cu discuția de pe Telegram, că de la asta am ajuns la datele bancare. Am fost pus să mă înregistrez pe un site care arată la fel ca restul, jenant, după cum puteți observa. E același design odios iar și iar. Mai departe, după înregistrare, primești un așa zis bonus de 10 lei și poți face câte un task care valorează 2 lei pe zi, acela fiind să dai click pe ceva ce se vrea fi o reclamă pe care trebuie să urmărești, dar care nu duce nicăieri. Doar îți apare un text că bravo, mai da click. Ai făcut 2 lei. Deci scorneala cu 100 de euro câștigați pe zi e derizorie, cea din mesajele inițiale, prin care încercă să atragă oamenii schemă. De la 100 de euro promiși că o să-i câștigi zilnic, la 2 lei fictivi pe care oricum nu-i primești, e cale lungă. Ideea pe astfel de site-uri de momeală este ca un prag minim de retragere absurd, la modul $100, pe care ei face dând click-uri în sute de zile, timp în care evident se închid site-urile. Așa că ai alte alternative de a face mai mult de 2 lei pe zi, și anume să aduci noi membri prin link de afiliere, cât și să depozitezi tu anumite sume pentru a debloca următoarele nivele, oferindu-ți astfel oportunitatea de a primi mai multe task-uri pe zi, la fel ca și în cazul Gold River Media, mai bine plătite, ca să ajungi să câștigi bani mai mulți într-un timp mult mai scurt. Ca de exemplu, absurdul situației face ca șarlatanul să-mi fi propus să depozitezi pe site suma de 50 de lei pentru a putea câștiga zilnic, cât intuiți că a spus, de la 2 lei zilnici făcuți din task-uri, să zicem, credeți că dacă îi dau 50 de lei îmi va pasa task-uri de 5 lei, 10 lei pe zi? Nu, de aparent între 100 și 500 de lei. Are sens, nu? Nu-mi închipui cât de black trebuie să fii să crezi asta. Bănuiesc că cât de black poate fi un anume profesor de fizică. M-am uitat peste metodele de plată și am dat de ceva interesant pe unul dintre site-uri. Pe lângă plata în cripto, în USDT evident, am dat de o metodă alternativă numită Test 1. Iar când am dat click, nu mare mi-a fost mirarea să văd un cont bancar deschis la Libra Bank pe numele unei doamne, Mariana Viorica O. Acum, după cum am menționat mai devreme, doamna Viorica poate fi o altă victimă de care se folosește șarlatanii, făcând-o intermediar, fără ca ea să-și dea seama. Nu este rău să sărim la concluzii pripite și să credem că ea ar fi membru în spatele schemei, asta vor decide organele competente. Și într-un final să trecem la următoarea mândărie, ultima din acest clip, care de data asta este de tip phishing. Și drept ținte suntem noi, youtuberii, și e pe atât de simplă, pe atât de este construită. De câteva luni de zile începem să primim mail-uri de pe adresa noreplui@youtube.com, legitimă de altfel, dar care intră în spam dintr-un motiv anume, destul de evident de multe ori. Deci reținem, nu e spoofing, mail-ul este venit chiar de la YouTube. Titlul este: un videoclip privat a fost distribuit cu tine, iar ăsta este conținutul mail-ului. Channel for Changes a distribuit un videoclip cu tine, numit Noi schimbări importante ale monetizării, verifică descrierea. Dacă dăm click, de exemplu, de pofilă în care nu suntem logați pe YouTube, va apărea că trebuie să ne logăm pentru a urmări videoclipul, deoarece este privat și doar utilizatorii logați și invitați îl pot viziona. Din păcate, l-am deschis prea târziu, pentru că între timp, de când mi-a fost trimis mail-ul și până l-am deschis, a fost șters videoclipul de pe YouTube. L-am găsit în alt mail, dar nu vreau să fie confuz algoritmul și să interpreteze greșit ce fac eu aici, dar ce pot zice este că videoclipul
distribui pe mail este un deepfake cu CEO-ul YouTube în care vorbește despre noua politică a platformei. În schimb, vă pot arăta un alt mail în care putem citi descrierea, care sună în felul următor. Acest mail ți-a fost trimis pentru a te notifica în legătură cu noile schimbări în ceea ce privește monetizarea, cât și despre noi termenii platformei. Te rugăm, folosește linkul de mai jos pentru a descărca documentul, intenționat doar pentru acces privat, folosind parola 428793. Atenție! Ai 7 zile pentru a răspunde la acest mail în privința documentului. În caz contrar, accesul tău va fi restricționat în ceea ce privește încărcarea și editarea videoclipurilor încărcate anterior, cât și la dreptul la monetizare. Toate cele bune, echipa YouTube. Deci, formula e simplă pentru a trage în capcană. Mail primit de la YouTube, videoclip privat și fals cu CEO-ul YouTube vorbind despre noi schimbări, un document care cicar conține informații despre aceste schimbări importante, mai ales privind monetizarea, cât și urgentarea descărcării și vizualizării acelui document, având, după cum mi s-a zis, 7 zile la dispoziție. Plus, documentul este încărcat pe prestigiosul Google Drive, mai este comprimat și într-o arhivă zip cu parolă, deci nu poate fi scanat de antivirusul integrat, iar linkul generat, după cum vedem, este setat pentru descărcarea automată a fișierului, cât și mai ales este setată omiterea avertismentului de scanare antivirus. Deci nu doar că nu va fi scanat de antivirus, dar nici nu-ți va mai apărea avertizarea că poate fi potențial periculos, care ar putea să te aducă cu picioarele pe pământ și să-ți dai seama că, băi, poate nu este venit mail-ul chiar de la YouTube. Și bam, după ce dezarhivezi și deschizi documentul, se pornește pe canalul tău live cu Tesla și investiții în cripto, prin care se încearcă păcălirea publicului tău de bani de către șarlatanul care a pus mâna pe contul tău de YouTube. Atât de simplu. Care este miezul problemei? Când încarci un clip pe YouTube, ai 4 variante. Să-l pui pe privat, unde doar membrii invitați de tine, fiind ocazi de pe adresele de mail pe care le-ai introdus aici, pot avea acces la el. Să-l lași pe nelistat, putând fi vizualizat de oricine are linkul clipului. Să-l distribui membrilor canalului, ori să-l pui pe public. Dacă alegi prima variantă de a-l pune pe privat, va trebui să introduci adresele de mail ale persoanelor care doresc să urmărească clipul, iar respectivele persoane vor trebui să fie logate de pe conturile care au la bază adresele de mail. Bonus, ai opțiunea de a trimite notificare pe mail când faci asta și așa se ajunge să primim mail-uri de genul că introduc acolo șarlatane adrese de mail la grămadă, cu speranța că unii vor fi destul de naivi și grăbiți încât să muște momeala. Și cam astea au fost cele 3 scrucherii. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is better.